Un tânăr de 22 de ani este cercetat de către polițiști după ce zilele trecute a fost prins în timp ce abuza vaca vecinului. Proprietarul vacii a auzit zgomote dintr-un grajd și a mers să vadă ce se întâmplă. Când a intrat în adăpostul animalelor, omul a văzut un tânăr cu pantalonii pe vine, urcat pe două găleți la spatele unei vaci. Prins asupra faptului, acesta și-a ridicat pantalonii și a fugit, informează ziarul deiași.ro. Individul a fost reclamat la poliție, iar în urma vizionării unor camere de supraveghere, acesta a fost depistat, iar pe numele lui a fost deschis dosar penal. Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost indicată de polițiști în persoana unui tânăr de 22 de ani, care își satisfăcea nevoile cu o bovină. Zoofilia este legală în Finlanda din 1971. Alte țări în care zoofilia este legală sunt Madagascar, Angola, Mozambic, Argentina, Japonia, Cambodgia, Ungaria, Rusia, Finlanda și Islanda.